De sărbători, casa trebuie să fie casă, iar masa să fie masă. Pentru cea din urmă problemă, autoritățile vin cu o soluție, prin organizarea târgului de bunătăți pentru Paște. În cadrul acestuia, 25 de producători vor prezenta produse tradiționale românești, preparate după rețete străvechi. Brânză veche de oaie, brânză de burduf în coajă de brad sau cu chimen și ardei, cu verdeață, caș afumat, cașcavea, pește afumat. Cei care apreciază specialitățile din carne vor avea de unde alege. Cârnăciori românești, mușchiuleți de porc afumați, jambon de porc, salam de mistreț. Avem toate, deci toată gama de, produse. Avem jambon, avem deci păstramă de vită, de porc, de oaie, avem salamuri, cum se vede. Avem drob, avem de toate. Toate ecologice. Toate ecologice, 100%. De pe masa de Paște nu trebuie să lipsească o băutură tradițională românească. Masa tradițională ar trebui să fie bogată, cu de toate. Brânză, carne, dar să nu uităm și pălincuța, care e un bun digestiv. Dumneavoastră aveți spre vânzare această licoare. Da, și venim de la Bihor cu drag să le oferim ploieștenilor. După o rețetă, bănuiesc... Da, rețeta este veche, de 100 de ani, produs tradițional 100%, natural, fără alți aditivi. Sau... Cumpărătorii nu au întârziat să apară. Ecologice sunt. Am gustat din tubă și e foarte bună. Bună, gustul cum era odată. Când eram copil la seară, când mâncam tubă, era... Faceți de aici cumpărăturile pentru Paște? Cred că de aici. Am vorbit cu băieții și a zis că săptămâna viitoare, cam până pe joi, vinerea așa stă. Și m-au convins cu gustul. Mi-a convins. Am zis să mâncăm din produsele ce le-am cumpărat. Dacă sunt bune, mai cumpărăm săptămâna viitoare. Sunt produsele foarte bune, ecologice, dar prețul este foarte mare. Oferta de dulciuri este și ea apetisantă. Ciocolată de casă, halviță, turtă dulce, specialități din migdale, fistic, nucă de cocos și marțipan.